Vă arătam în episoadele trecute că găsisem în, la ieșire din Grand Bazar niște agenduțe cu magnet. Aici sunt cât? 6 euro? 6 euro și noi ne le dădea cu 20 de lire. Ne-a fost adusă și cina. Aș putea să o numesc cina. Da. Virgin sauce. Olive oil and lemon sauce. Pentru salată. Pentru salată. Așa, niște suc. M-a bășit. Da. Ne-a ajuns și transferul. Ajuns. Plecăm de la aeroport. Este... Cât este? Că mai vreau să spun focus deja. 15:47. Da, și suntem deja în autobuz. Finally. După 20. Spre aeroport. Lăsăm în spate hotelul care ne-a fost gazda atâtea zile și oamenii au fost foarte drăguți. Au stat cu noi până acum 20 de minute și să știți că afară e fric, sunt în tricou și mie chiar îmi este frig. Aici am înțeles că se face un hotel, un ansamblu de apartamente. Este foarte aglomerat în oraș, asta ne spune șoferul. Și oamenii au fost foarte drăguți, cei de la hotel, 21 de minute au stat cu noi afară în fric. Au fost, vă zic, deci chiar merg să vinți aici, nu prim nimic, nu e nicio sponsorizare în prea noi, dar chiar merg. Este foarte mult trafic în față și este ora 4:16, când noi, practic, ar trebui să fim la aeroport, nu? Da, 10. 10 minute trebuia să fim la aeroport, nu știu dacă a făcut 10 km. Și chestia asta mă neliniștește teribil. Nu știu dacă vedeți cam ce este în față. Dacă se vede până acolo. N-am mai cine știe ce zoom, dar cam asta este coada până la ieșire pe la intrare pe autostradă. Până la aeroport arată că ar mai fi 30 de minute și 4:26. Da, mergem cu 11 km la oră. Este 16:30. Am ajuns la aeroport cu întârziere de 40 de minute. Chiar o să vreau să vă spun câteva chestii despre noul aeroport deschis în 2019. Aici ar fi fost o pădure, s-a defrișat tot, s-a construit acest aeroport. Am înțeles că asta ar fi prima fază, ar mai urma încă două faze. Aeroportul, așa a fost planul de la început, să fie construit în trei faze. Se lucrează la magistrala, or să fie două magistrale de metrou și o linie de trenuri rapide. Deci, abia le așteptăm să le construiască, pentru că avem puține emoții acum, mai ales că mai sunt 2 ore și 15 minute până decolează, în condițiile în care aeroportul este enorm, este gigantic. Deci, cumva, până aeroportul ăsta poți să mergi 35 de minute fără să vezi același lucru. Aici avem tabela cu toate plecările. Noi cât avem? Avem așa, unde, că nici nu am mai văzut. F F03 F22. Și astea sunt literele. Cumva, uite, F acolo. Aeroportul este enorm. Cred că este cel mai mare din Europa sau urmează să devină cel mai mare din Europa. Ca și prețuri, nu știu să vă spun. În caz că stăm alea 10 minute aici în duty free după ce mergem la toaletă, evident. Uite, au cănuțe, ia să vedem cât costă. Aoleu. Aoleu. Asta a fost lei bagaj. A, da, astea da. Cât sunt? Sunt două. 9 euro. 9 euro... 10 euro, 50 de lei. 45 de lei. 45 de lei. Era un Grand Bazar, 70 de lire, 35 de lei. Mă rog, diferență de 10 lei, ok. Da, dar doar două, acolo era mai mult. Aici? Astea sunt prețurile în
pentru ciocolată și tot felul de dulciuri. O să vă mai lăsăm oricum niște poze de pe aici, nu știu dacă mă lasă să filmez. Căni, aia nu știu, o chestie de genul cu Istanbul. O cană 11 euro, deci sunt prețuri destul de ridicate, na, fiind și cel mai mare și cel mai grandios. 37 de euro. 37 de euro? Da. Vai, Doamne, ei arată foarte bine, dar sincer de 30. Da, avem și acasă din ce să avem. Da, avem și din, mai bine prefer. 46 aici. Da, nu. Să aveți așa o idee, să vă cumpărați dacă aveți... Cui să le dați. Cui să le dați, din Grand Bazar sau de pe lângă, pe nume. Da. Vă arătam în episoadele trecute că găsisem în, la ieșire din Grand Bazar niște agenduțe cu magnet. Aici sunt cât? 6 euro? 6 euro și noi ne le dădea cu 20 de lire. 20 de lire, adică 10 lei. 10 lei față de 30 de lei. 35. 30 de lei, da. Gata. Da. Uite și 5 euro și jumate. Deci este fix același lucru, credeți? Același lucru care am luat noi, 3 cu 40 de lire egiptene. Astea mai mare. 12 euro. Nu 12 am luat, euro, adică nici nu, mi-aș fi dorit să-mi iau pentru agent de la muncă, dar ia să vedem. Sunt fix, sunt fix același. Nu e nimic diferit între... Nimic, nu. Uitați aici, 30 de euro, o cutie cu tot felul de chestii, dulci. Aia cred că e o caisă deshidratată, umplută cu multe alune. Da, puteți face și voi asta acasă. Da. Luați caise sau orice le tăiați în două, puneți un de arahide și niște nuci și voilà. Da. Au foarte multe chestii aici. Timp să ai, din păcate. Ba și bani, aia sunt cei mai importanți, mai mult decât, sunt mai importanți decât timpul. Timpul, nu știu, în 5 minute cred că poți să... Ba da, putem să luăm. Uite, au și chestii de la Mado. Ce-ar fi asta, cafea? Da, 13 lire, 13 euro. 14 euro o din asta de... Nu scrie cât. Ba da, 250 de grame, 14 euro. Aici tot felul de mezeluri, da? Măzline cu Z. Măzline. Măzline. Ardei pepperoni. Ai ardei ăsta? Da, baby pepper, pepperoni sau nu știu cum se... Ăștia au fost geniali. Da, ăștia i-am mâncat și la și hotel. Și avem găsit și la noi în Cora, am văzut. Eu nu știu dacă se știu, dar magazine cu siguranță sunt. Și în Kaufland. Haide să ne luăm că nu mai pe găsai de... Uite, alte măzline, ăla e ulei și 15. De 12. De 12, deci unde suntem noi aici? Tocmai în parc. Ultimul ce se vede acolo, ultima poartă de acolo. Avem de mers undeva la 14 minute. 14 minute de mers pe jos. Să vă de 12 tot în față. Cumva nerăbdător să ne întoarcem acasă, dar cumva și nostalgici, am mai fi stat în Istanbul. Sincer, nu în Grand Bazar, că m-am săturat, cred că am intrat de 4 ori în... De 6 ori. De... În 4 zile. Am fost și când a fost închis. Deci am fost și când a fost închis. Duminica, deci vă dați seama, dacă am fost în Grand Bazar și când era închis. Dar pe partea de obiective turistice, cred că dacă mai aveam energie, după 20 de kilometri în fiecare zi, dacă mai aveam energie necesară să vizităm, am mai fi vizitat sigur. Deși prețurile au fost cam mari, noi aveam o listă de cumpărături de acasă, cumva am respectat-o în proporție de 70-80%. Obiectivele de aici pe care le-am vizitat până în momentul ăsta au fost foarte interesante. O să vă mai povestim despre ele oricum, dacă am ratat vreun amănunt, vreun detaliu, deși cred că le-am acoperit pe cele mai vizitate. Importante sunt toate, dar fiecare are câte o istorie, dar cele mai vizitate de turiști. Ce pot să vă spun? Abia așteptăm să ajungem la bordul aeronavei și să fie totul bine. Și acasă, da. Unde e mai bine decât acasă? Cred că ăsta este avionul cu care o să zburăm. Este la fel de mare precum cel cu care am venit în Istanbul. Deci n-ar trebui să dureze foarte mult zborul. Vreau să vă mai arăt
Cred că în partea aceea acolo o să se mai extindă. Cred că vedeți ceva pădure. Cam ăsta este planul, să devină cel mai mare aeroport din Europa. Și cred că chiar o să devină, pentru că investesc mereu. Am scăpat și de control, de la poartă, ca să spun. Da, ne-am rămas doar. Ne rămâne doar să... Bucățică. Ne-a rămas o bucățică de bilet. Și exact cum credeam, asta este. Da, asta din stânga. Deci a început să fie frig. Sunt 21 de grade afară și aici cred că undeva la... 17. 18, 17. Aș vrea să ne schimbăm și măștirea dacă mai am acum la intrare, cum am avut data trecută. Da, știu că aveau la urcare în avion, da. Unele. Și... Wow, da, a mers ceva. Da, uite, sunt, vezi? Da, o să ne luăm de acolo niște măști. Pentru că le avem de vreo 3 ore și jumate, 4 ore pe astea. Și am înțeles că ar fi gratuit. Da, indicat și ar fi gratis. Pentru asta le dau. Două, da? Da. Să deschidem măștile primite de la ei. Și un șervețel, cred, nu? Da. Două. Ne spun ce, să nu ne... să nu mâncăm? Da. Așa. Știți ce bine îmbibat e? Pur și simplu curge din el. Semnul de la Turkish. Domnul e aici la... pe, cum se numește, la șezlong la mare. Cred că așa. Da, e să nu se rupă, că avem o... Data trecută i-a urmărit un film. O să-l continui. Da, că o să-l continui, eu nu știu, o să... The Parasite, de... Este un film corean, frumos, de ceva să-l vedem mult. Și este, a fost nominalizat la Cannes. Nu știu că ceva la Cannes, nu știu exact. Premier. Eu nu știu la ce să mă uit. Sincer. Film asta? Da, o schimb și eu. Hai. Bad Boys. O să-mi aleg un film unde mi-e rău căștile undeva pe aici. A, uite-le aici. Cum am primit și data trecută căști. Da, cu doi pin din aia, da, doar pentru avion. Cred că o să mă uit la Scooby-Doo. Ne-a fost adusă și cina. Aș putea să o numesc cina? Da. Asta ar fi un sandwich. Brânză. Uș. Cașcaval. Roșii, castravete și cam atât. Da. Ăla ce e? Șervețel? Nu. Virgin sauce. Olive oil and lemon sauce. Pentru salată. Pentru salată. Așa, niște suc. Am avut și... Da. Am avut și la... Când am venit spre apa. Și asta ar fi un chocolate cake. Tort cu ciocolată. Dar chiar arată drăguț. Da. Chiar arată bine. Și la mine tot cam așa. O să le mâncăm. Mai avem 36 de minute. 34 de minute. Suntem la 8500 de metri. Zburăm cu 670 de km la oră. Și cam așa arată. Și cam așa. Dacă ar trebui să pui pe celălalt. Nu știu dacă o să vedeți de aici. Așa arată view-ul nostru. Să iei o cină în aer, nu e chiar așa de rău, nu-i așa? Foarte proaspătă salata. Chiar îmi place, este crud așa. Puiul ăla, nu știu dacă sunt 25 de grame, 30 de grame de pui. Sandwich-ul, v-am făcut o poză mai devreme, arată... E comestibil, ce pot să zic. Sunt curios de... cel mai curios sunt de prăjitură. Miroase chiar foarte bine chestia asta. Ia să-i pune și puțin focus. Foarte bună, foarte, foarte bună. Și proaspătă, nu? Da. Și are undeva la 60 de grame, una? Destul de mare pentru o prăjitură. Partea asta merge cei care au vaccin.
Da. Test, cred, nu? Și roșii. Test, da, ăla, cred. Uitați, zona verde, pe o zona verde, nu zona roșie. Sincer, nu știu. Cel mai bine este să verificați... Absolut. Mea, mea e, scrieți, mai e țara de unde veniți și acolo sunt... Nu știu să vă spun, nu știu să vă spunem. Noi pur și simplu avem certificatul ăsta COVID, avem codul ăla. Și acum începe nebunie. Wow, ce e acolo în față. Da. Am ajuns și în, la aeroportul din Otopeni, o oră din Istanbul până în, până în Otopeni. Din momentul de când ne-am dat jos din, din aeronavă, până când ne-am luat bagajele de la bandă, 50 de minute, deci o oră cu 50, cam 2 ore durează zborul. Dacă ar fi să o luăm așa, mergem pentru tren. Să vedem la ce, la ce oră este. Hai că avem noroc, ne... Asta e al nostru. Cumva trebuia să ne uităm la tabela aia acolo, să vedem ce tip de tren este, dacă este CFR sau... Regio, în Regio nu știu dacă poți plăti cu cardul la CFR, știu că a fost știrea aia, acum o săptămână sau două, când au instalat taxatoarele alea, poți să plătești cu cardul în, direct în tren, asta e ideea. Ne minunăm de această rută de la aeroport la Gara de Nord și să sperăm că pe viitor o vom folosi de cât mai multe ori. Cât mai des posibil. Da. Ca o ultimă concluzie de final, că da, suntem și noi obosiți. Este ora 9:26. Suntem în gară. Abia într-un minut, două, trebuie să vină și trenul. Ceea ce vrem să vă spunem noi este că aici o să închidem vlogul. Vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi pe toată călătoria de acasă până în Istanbul și de, din Istanbul către casă. Ăștia-s părinții mei. Mulțumim tare mult pentru... Da, și sperăm să... noi tot feedback-ul. Așa cum v-am prezentat și cheltuielile din, din Egipt, din Hurghada, cam așa o să procedăm și cu Istanbul. O să vedeți cam tot. Cam pe ce am cheltuit noi toți banii, cam când ne-a dus biletele de avion, transferul, hotelul, cum a fost hotelul, ce am cheltuit, tot, cum sunteți obișnuiți, probabil și de la cel din, din Hurghada. Ne vine și trenul. Abia așteptam să ajungem acasă. Nici nu aveți idee. Da, plus că mâine e zi de... Mine zi de muncă, dar zi de muncă. A ajuns cu 2 minute, cu 1 minut 20 mai devreme. Wow! Aplauze CFR! Yay!